producător din Moldova și furnizor acreditat și recunoscut de cei mai importanti distribuitori și producători de energie electrică din România, precum E.ON, Electrica, CEZ, Petrom sau Romgaz, FM Pașcani produce în secțiile sale și comercializează angro la prețuri de producător o gamă variată de conductoare și cabluri electrice pentru uz casnic și industrial. Pentru orice solicitare vă așteptăm la sediul nostru central din strada 1 decembrie. FM, ești total mulțumit! Știri de ultimă oră. Cercetătorii au descoperit ceva mai flexibil decât pânza de păianjen pe care se legănau elefanții. Vorbim acum cu unul dintre cercetători, doctorul Flexitus Creditus. Așadar? Da, se pare că împrumuturile ce are Flex Credit sunt cel mai flexibil lucru din univers. Dobânzi reduse, fără taxe de înscriere, fără giranți. Asta a mai descoperit doctorul Flexitus Creditus. Promoția este valabilă până pe 30 iunie. Fericit înseamnă liniște. Cu tâmplăria pe Vegeton Plast ești ferit de orice disconfort, praf, zgomot sau frig. Sună acum la 0722-661-485 și ai 25% reducere. Transportul, montajul, sticla 4S și plasa pentru insecte sunt gratuite. Tom Plast, pentru un cămin fericit. Școala Pozicială Feghiaș, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical balneofiziokinetoterapie și recuperare, asistent medical de laborator, asistent medical de radiologie, asistent medical de nutriție și dietetică, asistent pentru oclotirea persoanelor vârstnice, analist programator, cosmetician, stilist, tehnician masăr, proiectant decorațiuni interioare, asistent manager, tehnician în activități de secretariat, tehnician în comerț internațional, asistent de gestiune, finanțe, contabilitate, funcționar bancar, agent VAMAL. Școala Pozicială FEG oferă următoarele avantaje: 60 de locuri fără taxe pentru specializarea asistent medical generalist, taxa în rate, stagii de practică în străinătate, burse de merit, posibilități de cazare, relații și înscrieri în Iași, strada Cuza Vodă, numărul 1, telefon 0232-267-805 sau www.feg.ro. Bună seara și bine v-am găsit, bună ziua, de fapt că e lumină bună afară, bine v-am găsit la ediția din această după amiază a revistei Presei. Pe zi ce trece, orașul continuă să fie la fel de murdar ca cu o zi, ca cu două, ca înainte de 5 iunie și se pare că nimic și nimeni nu poate opri această degradare continuă, cel puțin din punct de vedere fizic, dacă putem spune așa.
Există o degradare, din păcate, și morală, dar o să facem referire, poate, în alte emisiuni la acest aspect. Haideți să vedem știri pe această temă. La joacă printre gunoaie în parcurile din Pașcani, newspașcan.com, prin Emma Roman, iată ce ne spune într-un articol de semnat astăzi, 4 August. Copiii din orașul nostru se joacă printre gunoaiele din parcurile în care ar trebui să existe numai bănci, mobile și accesorii care să-i bucure. Din păcate, acestea din urmă sunt tot mai puține. În unele locuri lipsesc cu desăvârșire. Gunoaiele însă sunt cele care zac peste tot, ca și cum ar trebui să facă parte din peisaj. Și văd colega mea, colegii mei au pus aici diferite fotografii. Din ce mi se pare mie, o parte sunt din, din parcul acela nou de joacă nou. Cel care a fost transferat de aici, din spatele lor Mer Centru, în partea aceea la Interdentes, la piață. Aceasta este imaginea generală din locurile de joacă ale municipiului. Cel mai multe dintre ele sunt închise pe timp de noapte. Asta după ce, de-a lungul timpului, poliția locală a tot aplicat sancțiuni tinerilor ce petreceau și serile la o bere în aceste zone. În ciuda acestor măsuri, peturile de bere, pungile goale de chipsuri, paharele de plastic de la cafea sunt nelipsite din locurile unde se joacă copiii. Cine și cum lasă gunoaie în urmă nu se știe. Sigur este faptul că angajații de la Ecosalubritate se ocupă de eliberarea coșurilor de gunoi din parcuri, în timp ce angajații de la Serviciul de Gospodărie Comunală au în sarcină să ridice toată mizeria de pe nisip o dată pe săptămână, după cum au confirmat reprezentanții primăriei. Unde este curățenia? Cei care cresc jucându-se prin mizerie sunt singurii care au de suferit și care învață că asta înseamnă normalitate. Ce mai putem spune? Din 5 iunie, dar și înainte de 5 iunie, ne-am tot strofocat aici, atât eu cât și colegii mei au scris, au documentat, au fotografiat, au pus imagini, pentru că, sigur, dacă, așa cum știți, o imagine bună face cât 1000 de cuvinte. Eu încerc, folosesc 1000 de cuvinte, mă mai ajut uneori și de fotografie, fotografiile pe care colegii mei le surprind în diferite zone. Este trist că orașul, am spus pe zi, ce trece arată din ce în ce mai ponosit, din ce în ce mai prăfuit și nu e doar vina celui de sus, că iată, nu au udat orașul ăsta decât acum două seri, parcă a plouat pentru 5 minute cât de cât. Este vina oamenilor, pentru că, așa cum spune o veche zicală, omul simțește locul, la noi nimeni nu simțește locul. Au încercat un fel de poleal, au încercat un fel de imagine de carton să o suprapună peste oraș. Înainte de alegeri, n-am ales în perioada de campanie electorală, atunci când s-au asfaltat cu sârg câteva străzi din orașul nostru. Și eu v-am spus, în momentul în care asfaltezi, ar fi trebuit, de exemplu, să pui și borduri noi, să faci toată zona aceea, poate să reabilitezi și partea de canalizare. Colega mea vorbea de parcuri. Am fost zilele trecute, dar săptămâna trecută am căutat un parc, am un puș mic, am mers în partea aceea, la postul aerodrom, zona aceea de la strada Grăniți, în stânga acolo, nu știu exact cum se cheamă locurile alea, nici mă interesează, un parc dezolant, un topogan cu cele două rampe rupte, distruse, foarte periculoase, făcut tot din fiert, probabil material adus de pe o firmă privată sau eventual din partea asta electroputere, Remar sau cum să mai fi chemândea. Nimic altceva, un scrâncio funcțional, nu, iarba mare, netunsă, tot ars de soare, gardurile unele sunt, unele nu, foarte, foarte rău arată orașul nostru și din păcate nu este nimeni care să ia atitudine. Iată, politicienii noștri s-au jucat câteva săptămâni, dar primarul mulțumit de faptul că, iată, a mai luat un mandat, s-a dus să relaxeze în Turcia. Acum e dreptul fiecăruia să meargă unde vrea și unde îi permite buzunarul, dar orașul nostru, din păcate, nu înaintează cu nimic. Văd, dar asta probabil nu știu dacă e neapărat legat de parcuri sau de cum arată orașul, există o atitudine în societatea pășcăneană foarte, foarte greșită. Văd zi de zi, văd aici în stânga, este un restaurant, un bar, o cafenea, și un birt, spuneți-i dumneavoastră cum vreți, tot timpul este plin acolo de oameni. Nu am văzut pe nimeni
în fața blocului, poate nu circulă prin zonele care trebuie. De aia v-am rugat pe cei care ieșiți la acțiune de genul, așa am intitulat-o, udă o floare. Nu am văzut nimeni și stau la etajul 3, am vedere în stânga, în dreapta, la destule blocuri. Nu am văzut pe nimeni să iasă din casă cu o sticlă de apă, cu o găleată, cu ceva, cu o cană de apă măcar, să-și ude florile din fața blocului, mizindu-se întotdeauna să facă ceilalți, să facă administrația, că de-aia sunt plătiți. Nu există spirit civic în oraș, există o delăsare totală și nu doar din partea autorităților, ci mai ales din partea dumneavoastră, a celor care poate, unii se uită la mine, alții poate nu, alții mă înjură, alții nu, trebuie să luați atitudine. Încercați să faceți ceva în perimetru, acolo, în proxima dumneavoastră apropiere, pentru a încerca să ducem orașul ăsta mai departe și a avea un orășel cât de cât mai aerisit, mai de bon ton. Nu mai spun să fie un oraș cosmopolit, că suntem într-un con de undru, într-un triunghi, v-am explicat, acea șosea care vine la Roma, la Târgu Frumos Iași, iar de la partea aceea, dinspre Roma, merge la Suceava. Aici suntem... Există un desen animat, apropo de acest unghi mort, Cars, se numește el, în care tot așa, o autostradă, da, taie existența și reduce existența aproape la zero a unei localități după Valea Radiatorului. Țin minte că se uită puștul meu. Da, din păcate, suntem într-un fel de Valea Radiatorului în care oamenii și-au pierdut speranța, oamenii nu mai mișcă. Singurii care îi mai văd mișcându-se sunt cei care se duc la servicii de nevoie sau cei care cu pensia, probabil cu venitul mic pe care l-au, cu șomajul, știu ce mai în vârf de fiecare, zi de zi, iată, sprijine scaunele de la câte un birt pentru o bere rece sau pentru o discuție. Din păcat, trist. Important pentru firme, obligativitatea desemnării persoanelor responsabile cu gestionarea deșeurilor. Tot în newspașcamp.com, i-ați venit că e preluat, nu e scris de către colega noastră, Ema Roman. Zice, Camera de Comerț și Industrie Iași reamintește operatorilor economici că legislația în vigoare prevede obligativitatea desemnării de persoane responsabile cu gestionarea deșeurilor. Astfel, potrivit legii 211/2011, deținătorii, producătorii de deșeuri, persoane juridice, comercianți, au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească să asigure îndeplinirea obligațiilor legale, respectiv, persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate. Ce să fac? Câteodată e așa de aberant statul ăsta încât îți vine să emigrezi, dar în cel mai multe ori nu ai posibilitatea să emigrezi, că și emigrarea asta nu e un proces simplu, costă foarte mult, în Canada vreo 5.000 de coco, în Australia, de exemplu, e mult mai mult, e la 40.000 de euro, foarte scump să emigrezi. Așa că rămânem aici să ne batem cu murele de vânt. Pentru a sprijini, spune că legea vine și cu sancțiuni, pentru a sprijini operatorii economici să se conformeze prevederilor legale, Camera de Comerț și Industrie pune la dispoziție cursul intensiv de responsabil cu gestionarea deșeului. Trebuie să vedem dacă cu asta să mă interesează, să citesc eu. Nu ne zice aici colega mea dacă inscrierea la acest curs, parcurgerea acestui curs costă. Eu cred că costă, dar o să întreb, n-am întâlnit-o astăzi, o să întreb și o să vă informez. Nu e chiar așa normal ca, știu, ai un butic în piață să, deja să trimite patronul, că probabil nici nu are angajat, dacă el singur e afacerea din care trăiește el și familia lui, sau dacă are un angajat, să-l trimite pe acela sau el personal să meargă la un astfel de curs, care necesită timp și bani, da? Cele două elemente care contează în ziua de astăzi. Timpul și banii. Bineînțeles, statul va pune întotdeauna, va crea legi, va încerca să adapteze la situația locală. Iată o directivă, un ordin, da? O poruncă a Uniunii Europene, care de cele mai multe ori, sau multe ori, hai să zicem că nu de cele mai multe ori, privește România ca un stat funcțional, perfect funcțional, așa cum sunt democrațiile și economiile din vest. Ceea ce, și dumneavoastră, este foarte departe de adevăr, încă la noi se folosesc multe, cum să zic eu, multe lucruri care nu sunt legale, se funcționează la limita legală,
legalității, ați văzut însuși statul sau multe dintre instituțiile statului funcționează ilegal. Ați văzut acea problemă când cu colectivul, când s-a descoperit că și la Pașcan casa, sala aceasta multifuncțională n-avea nu știu ce aviz de la pompier. Și bine spunea cineva că jumătate din țară funcționează ilegal. Dar statul nostru preia de la Uniunea Europeană directivele, le transpune în legislația națională, după care obligă de această dată să aibă un astfel de responsabil cu gestionarea deșeurilor. Ce să mai zic, că eu v-am mai spus părerea mea cu deșeuri, va fi foarte greu de implementat, acest lucru, să îl convingi pe om să-și ducă seama. Majoritatea știu că sunteți de bună, că suntem de bună, că și eu sunt de bună credință și încerc să arunc sticla, numai să fac acele pubele, acele platforme trebuiau constituite de autorități locale, după aceea aduse pubele acelea colorate diferit, sticlă, metal, carton sau ce mai era. Majoritatea dintre noi ducem acolo, dar cu siguranță există și oameni care nu vor duce pe categorii și atunci nu există, v-am explicat de atâta ori, că nu există o posibilitate de a-l prinde, de a-l sancționa pe cel care face acest lucru. Oamenii se duc la diferite ori, nu poți să pui acolo nici cameră video pentru că omul vine cu un sac negru și nu știu dacă acolo n-a pus cutia de conservă, petul de bere, doza de bere, hârtia, caietul copilului care a terminat nu știu ce clasă sau eu știu ce lucru mai pune el pe acolo. Nu se poate. De aceea mie mi s-ar fi părut normal și o să mai repet, asta e așa, probabil îmbătrânesc și repet de foarte multe ori, mie așa mi s-ar fi părut un sistem mai corect. La stațiile acestea de sortare să vină tot gunoiul de la pubelele orașului, da? De la centrele, punctul acesta de colectare a gunoiului, iar acolo oamenii pe care BBC-ul îi filma la un moment dat că făceau, alegeau dintre gunoaie fel de fel sau să hrăneau, luau mâncare pentru porci, știți, foarte mult romi se ocupau cu acest lucru, căutau restul de mâncare și creșteau mulți porci. Dați văzut reportajul la BBC în care oamenii munceau din greu acolo, să scoată metal, să scoată plastic, ca să-l vândă. Acești oameni ar fi trebuit angajați, încă o dată, la stațiile de sortare, cu echipament corespunzător, cu un salariu minim pe economie, dar avea decența faptului că, iată, avea un serviciu și îi preluai, îi luai de pe gropile de gunoi. Iar ei acolo la movilă puteau separa și pune pe diferite benzi, da, dacă ne gândim la așa ca în film, la niște benzi transportare, da, ei cu mânuța alegeau din gunoi, menajer la menajer, sticla la sticlă, fierul la fier, mai ales că e cel mai mult că recunosc fierul foarte ușor. Așa aș fi văzut o sistemă. Din păcate, Uniunea Europeană îl vede altfel. Probabil că cei din Uniunea Europeană ne consideră că toți suntem nemți sau danezi sau suedezi sau francezi. Nu este așa. Noi suntem români, iar statul român știe doar să ne pună, iată, să facem cursuri de calificare sau, iată, cursurile acestea ca să ne conformăm în prevederile legale pentru cei care au firme. Da, înscrieți-vă acolo cine vrea. O să întreb mâine pe colega mea dacă are informații cât costă sau dacă aceste cursuri sunt gratuite. Economii de sute de lei pentru studenții ieșeni. Nu mai e nevoie de acte legalizate, ne spune redacția, sigur că e privat undeva, de pe ziarul de iași.ro. Conform planului realizat de Guvernul României, universitățile din Iași vor trebui să respecte începând cu ziua de 2 august o serie de măsuri de reducere a birocratizării. Ministerul Educației așa a aprobat un ordin prin care se aplică ordonanța de urgență 41 din 2016, prin care Guvernul României a adoptat mai multe măsuri la nivelul administrației publice centrale. Ia să vedem. Fiecare instituție este obligată să elimine cerința de depunere a copiilor legalizate după documente la furnizarea serviciilor publice, înlocuindu-le cu certificarea conformității cu originalul de către funcționarul competent, precizează oficial ministerul. Practic, această măsură este relevantă în special pentru studenți și vizează în particular procedurile de admitere la licență, master și doctorat, unde aceștia trebuia să aducă o serie de acte legalizate ce scoteau în funcție de cerințe și câteva sute de lei din buzunarul tinerilor. Însă modificările nu se rezumă doar la copii legalizate, ci și cu prezentarea în original actului de identitate sau a copiei fizice pe hârtie. Instituțiile publice sunt obligate să accepte copia în format electronic după cartea de identitate trimisă prin e-mail, asigurând condițiile prevăzute de reglementări legale privind protecția persoanei fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, se precizează în decizia ministerului. Da,
am înțeles că există o reticență, o rezistență chiar din partea unor instituții, din partea unor funcționari care nu vor să priceapă în niciun caz în ruptul capului că, iată, guvernul, acest guvern tehnocrat care pe ultima sută de metri încearcă să facă lucruri cât de cât bune pentru cetățean, asta dorește, debirocratizare și ușurința accesului cetățeanului la anumite servicii, la anumite, iată, lucruri de genul acesta, să înscrie la facultate, să la doctorat, la master, lucrurile înainte costau foarte mult. Când aveți o astfel de situație, enervați-vă și sesizați, da, e cu, la oare pe cine am putea sesiza? Cine? Pe guvern, pe domnul Cioloș. Să știți că de multe ori spunem că guvernanții, cei care sunt în frunte, nu ne ascultă, sunt așa mai greu de urnit din loc, sunt ca lemnul. Nu, am văzut, nu mai am știri, am pregătit aici niște știri, dar colegii mei din Dragoste pentru mine, probabil că mi-au șters acel document, că am vrut să vi-l prezint. Zile trecute, un cetățean a atenționat guvernul Cioloș, în special pe domnul Dacian Cioloș, despre o scăpare din, din acea aplicație Inspectorul Pădurilor. Da? Eu vă spun din memorie, nu am acum dat în față, dar ca să vă povestesc, să vedeți că puteți să vă implicați în ceea ce înseamnă combaterea corupției în țara noastră. Și fiecare dintre dumneavoastră sunteți important. Acea aplicație Inspectorul Pădurilor se referea la faptul că orice cetățean poate, având un smartphone ăsta inteligent, un telefon inteligent, poate verifica într-o aplicație care există online numărul unui camion încărcat cu lemn care trece prin fața porții sale. Da, și poate unul, să zicem, cineva deranjat de faptul că, iată, trece camionul, îți hurducă casa, scrapă pereții și zici, băi, oare ăsta transportă lemnul ăla legal? Intre, imediat, intre pe acea aplicație, așa a făcut și cetățeanul acela, nu-i rețin numele, și a văzut că nu apărea camionul în aplicație, ceea ce înseamnă că era un transport ilegal. Bineînțeles, omul a atenționat la 112, încă o dată să rețineți, vis-a-vis de aceste transporturi de lemne ilegale, a atenționat la 112 și până la urmă autoritățile s-au mișcat, l-au oprit la 20 ceva de kilometri, dar între timp șmecherii aceștia care susțin sistemul au înregistrat imediat camionul când a văzut că un cetățean s-a sesizat. Omul a scris premierului Cioloș și premierul Cioloș a cerut factorul de decizie celor care se ocupă de astfel de aplicații și poliției și celor de la Romsila să găsească și să închidă aceste găuri. Da? Să nu existe posibilitatea că atunci când transportul de lemn este oprit, acela din camion, imediat până să vină polițistul la mașină, să-și bage mașina în aplicație, camionul în aplicație și atunci să apară ca fiind legal. Așa că să știți că și dumneavoastră puteți contribui la stoparea furtului de lemne din această țară. Eu mă opresc puțin aici pentru 3 minute, luăm niște publicitate.
termometri Apașcani, producător de 24 de ani, au unei game variate de produse pentru mediul industrial, precum termocupluri termorezistente, rezistente de încălzire de tip CFR, robinet și armaturi industriale, vin în întâmpinarea dumneavoastră cu oferta sa de conductoare și cabluri electrice. Producător din Moldova și furnizor acreditat și recunoscut de cei mai importanti distribuitori și producători de energie electrică din România, precum E.ON, Electrica, CEZ, Petrom sau Romgaz, FM Pașcani produce în secțiile sale și comercializează angro la prețuri de producător o gamă variată de conductoare și cabluri electrice pentru uz casnic și industrial. Pentru orice solicitare vă așteptăm la sediul nostru central din strada 1 decembrie. FM, ești total mulțumit! Numărul de magazine Lorimer a crescut cu încă unul. De acum ne găsești și în Hălăucești, pe strada Bisericii, peste drum de Liceul Teoretic Bogdan Vodă. Vă așteptăm cu o gamă largă de produse la prețuri fără concurență. Lorimer, comod și ieftin, aproape de casă. Da, am revenit în direct, sunt împreună cu dumneavoastră aici. Cum vrea guvernul să promoveze alimentația sănătoasă în școli? Ne spun cei de la newspașcam.com cu o știre preluată de pe digi24.ro. Guvernul a decis ca elevii din clasele 1-8 să meargă în vizită la ferme sau stațiuni de cercetare pomicole și legumicole în vederea promovării alimentației sănătoase pentru copii în cadrul unui program finanțat din fonduri naționale și europene. De asemenea, elevii din învățământul primar și gimnazial vor primi și anul școlar viitor fructe la școală. Bun, și aici articolul ne spune despre valoare, iată ce mă mir, ci că vor fi acordate gratuit mere în limita aceleași valori de 0,37 lei pe elev. Da, știți că era problema aceea cu deținuții din închisori care făceau scandal că vreau condiții mai bune și acolo era o discuție că suma alocată unui deținut este foarte, foarte mare. Bineînțeles că e foarte bine că guvernul s-a gândit, iată, de ceva timp, adică din 2009 între chestii programul implementat în România și să are în vedere și extinderea programului, de exemplu, pentru preșcolar. Este foarte bine că într-un fel sau altul, iată, guvernul se gândește la sănătate. Nu știm, într-adevăr, de unde sunt mere, că sunt din import, sunt mere poloneze, cum sunt mere aduse de prin Turcia sau nu știu unde, sau sunt mere autohtone. Asta nu știm, important e momentan că ni se dă ceva. După aceea, în timp, vom vedea și calitatea acestor fructe. Țin minte, așa ca să mai destins, nu neapărat să destins, când eram acordat, dar ca să vă mai povestesc, în Japonia, de exemplu, copiii primesc în fiecare zi carne de balenă. Da? Bun, acum... Știți că și dumneavoastră, Japonia este singura țară care n-a ratificat acel tratat internațional care interzicea vânătoarea balenelor. Ei merg pe linia lor, le dau copiilor carne de balenă și care se pare că are foarte multe proprietăți benefice pentru un tânăr. Hai să trecem tot despre școală, să zicem că ar fi vorba. Nou statut al elevului, cu uniformă și fără telefon mobil în școală. Semnează Gabriela Isache. Gabriela Isache este noua noastră colegă, că nu știm. Noua an școlar va aduce în rândul elevilor schimbări majore. Dacă înainte elevii aveau permisiunea să apară în cadrul instituțiilor școlare având propriul lor stil vestimentar sau îmbrăcat sumar, Ministerul Educației Naționale și Cercetării dorește o schimbare majoră, respectiv uniformă în școală. De asemenea, în privința telefonului mobil, regulile se mențin destul de stricte. Conform proiectului de statut, este prevăzut că elevii nu au voie să utilizeze telefoane mobile în timpul orilor de curs, al examenului și al concursurilor. Utilizarea telefonului mobil în timpul orilor de curs se va face numai cu acordul cadrului didactic în situații de urgență sau în scop educativ.
Deci nouă statuare va intra în vigoare la 30 zile de la data publicării monitorul oficial. Și liprotv.ro e sursa. Dar nu văd aici despre despre uniformă, ce și cum. Eu am fost, probabil că nu știți părerea, cel puțin de aici la televizor, cei care mă mai urmăriți, care mai aveți timp să mă mai urmăriți, dacă nu vă deranjez, am fost de la început pentru, atunci când am apărut în spațiu public, pentru revenirea la uniformă. Nu este normal să vezi așa aici, colegii mei au pus o poză destul de sugestivă, tăiat așa cu un X roșu, pulpile unei domnișoare, care iată vine la școală, cu o pereche de pantaloni mulați, astfel încât îi se văd toate formele de relief de pe corpul domniei sale. Ceea ce mi se pare grețos, oribil și îți abate atenția cel puțin ca băiat într-o tot altă direcție decât cea pentru care ai venit la școala, cea de a studia materii care sunt predate acolo, nu de a studia muntele lui Venus sau eu știu ce alte forme de relief mai găsim pe corpul colegilor noastre. Uniforma egalizează cel puțin din punctul de vedere al prezenței de apariție în fața clasei, în fața profesorului, în fața colegului. Mulți dintre copii se pot simți stânjeniți și am pățit și eu pe propria piele atitudine de genul ăsta în care copilul vine acasă și face, eu știu, e supărat că nu are telefon ca colegul, ca colega, că ăla vine cu nu știu ce adidas de firmă, că ăla vine, că ăla duce măsa maică sa cu mașina sau că are nu știu ce smartphone ăsta inteligent bun. Da, copiii trebuie să fie, din punctul acesta de vedere al îmbrăcămintei, la fel, diferențele urmând să apară în comportament, în educație, în însușirea cunoștințelor, în performanța școlară și în niciun caz în geata, nu știu acum dacă câți copii își permit, ca Elena Udrea sau alte individii de astea, Louis Vuitton sau eu știu ce altfel de îmbrăcăminte de astea scumpe, Prada sau eu știu ce firmă mai fi. Da? La fel cu telefonul mobil, am fost un an cadru didactic la Liceu Unirea și există o regulă clară. Unii dascăl sunt mai permisivi, alții nu. Este deranjant pentru un profesor care are în față 28 de oameni, la fiecare trebuie să fii atent, trebuie să te gândești la ceea ce spui acolo, cum îți construiești ora, informațiile pe care trebuie să le prezinți, copiii pun întrebări și e foarte deranjant să vezi în timp ce tu predai, în timp ce vorbești cu colegii, că mai sunt nu știu care și butonează pe acolo sau ei mai sună telefonul, așa. Nu. Regula este, ori îl pui pe masă, ori îl închizi. Nu îl închizi și sună sau te prind, ți iau și ți-l dau la sfârșitul orei sau la sfârșitul zilei. Înțelegeți? Multe cadre didactice, chiar și am văzut și din partea direcțiunii un ajutor în acest sens. S-au făcut niște cutiuțe, toată lumea intră în clasă, își pune telefonul acolo închis, la urmă și la de acolo. De aceea, încă o dată, eu salut o revenire la uniformă. Ce îmi pare rău, bun, acum poate sunt chiar, cum spunea cineva, comunist cu ochelari de cal, eu aș reveni, probabil că sunt nostalgic, probabil că zic că așa cum a fost atunci când am terminat în școală, e cel mai bine. Există această modă de a construi uniforme, cum să zic eu, pentru fiecare școală în parte, da? Ei, să zicem că asta am putea accepta, facem, știm, dacă vedem un copil pe stradă, un elev pe școală îmbrăcat într-o anumită uniformă, ăla e de la Spiro Haretă, ăla e de la Sadoveanu, ăla e de la Unirea, ăla e de la Negruți, sau, ca să zic așa, ce vine câteva licei în cap. Eu aș fi fost din contră la ideea în clasa 1 a 12-a să fie uniform la toate școlile din România, aceeași uniformă. Da? Dar dacă e vorba asta de diversitate, să zicem că putem accepta ca fiecare școală să-și promoveze. Deși uneori, vă spun, am văzut multe uniforme de la diferite școli și mi s-au părut cam chiciuri, cam prostești, cam nepotrivite. Dar există asociația de părinți, există consiliul școlii, fiecare să-și aleagă uniforma cum poate. Și atâta mai spun pe subiectul ăsta, gândiți-vă că un copil, poate chiar al dumneavoastră, să zicem că nu sunteți o familie foarte potent financiară, are noroc copilul, este bun și ajunge într-o școală de elită. Iar acolo
asociația de părinți, direcțiunea, se hotărăsc să facă un costum, un costum de haine pentru copii, o uniformă, la un preț foarte mare, la o firmă, nu știu, își permit aia de acolo, ceilalți părinți să-și o facă acolo. Și ne costă 3-4 milioane, să zicem, o uniformă. Parcă nu e așa. Dar dacă era la nivelul întregii țări un anumit tip de uniformă, decent, un preț rezonabil, cred că ar fi fost mult mai bine și industria confecțiilor ar fi putut să aibă de lucru în acest sens. Da, deci da, alții, probabil. Ce mai avem aici? Povestea celui care de 3 ani merge în fiecare săptămână la audiențe. Ce vrea omul și cum răspunde primăria, spune, informează Emma Roman. De 3 ani, Mihai Doloftei merge în fiecare săptămână la audiențele pe care le țin șefii primăriei Pașcani. Omul locuiește pe strada Henri Coandă din municipiu și are o singură mare problemă. Trece fără de energie electrică, iar vara și iarna sunt anotate pentru că listul acesta se reflectă tot, poate cel mai tare. Eu, din ce văd, aici în această imagine pusă de colegii mei, eu cred că acest domn îl tot văd pe undeva prin curte, pe la... în curte, prin platoul acela la Kaufland, mai văd și pe centru când se închide, când se închide circulația pe un sens, îl văd pe role. Un om foarte în formă, dacă e aceeași, vorba despre aceeași persoană și de aceea merge în fiecare săptămână la audiențe cu role sau merge doar așa sau pentru a-și rezolva o problemă. Am fost rău tăcesc, ca să știți. Pentru că răspunsul pe care îl primește dintotdeauna este vom vedea ce se poate face, bărbatul și-a propus să fie nelipsit de la întâlnirea celor din administrația locală cu cetățenii. A venit și de această dată și a ținut să-i spună viceprimarului Gabriel Anidelcu că este rușine să tot apară în fața ei, a primarului cerând să-l ajute. Din tot ce a spus, un lucru a sensibilat cu adevărat și a determinat pe cei din sala de audiență să reflecteze asupra problemei. Cum să nu poți pune un frigider în priză pe căldurile astea? Îmi este rușine să mai vin în audiențe, spune dumneavoastră, dar fac asta ca să nu mă uitați. Vreau răspuns că e da sau ba. Primăria nu poate sau primăria nu vrea. Vă dați seama ce înseamnă pe căldurile astea să nu pot pune un frigider în priză? A întrebat retoric Mihai Doloftei. Iată, situația domnului este recunoscută la nivelul primăriei. De altfel, în urmă cu 2 săptămâni, administratorul public Gică Zalte a promis Pășcăneală că până la iarnă va avea curent electric în locuința sa. Cu toate acestea, omul nu se mai încrede de mult în promisiuni și și-a făcut un obicei de a merge în fiecare săptămână de la audiențe la primar sau viceprimar. Da, eu atât am fost să fiu răutăcios. Bine, nu apreciez că omul se dă tot timpul pe role, dar mă gândesc cum are timp și acea vivacitate. Dar care zita dumnealui ieri în lasă pe frig. Acum zice că e singurul, nu? A zis undeva că e de pe strada aceea. Nu mai există nimeni pe strada aceea care să vină împreună cu domnul Doloftei, să-l susțină, să vă susțineți cauza? Sau doar casa dumnealui, care nu știu, aici în fotografie nu apare, nu este racordată la curent și dacă este singura casă, atunci trebuie să ne punem întrebarea de ce. Colegii mei, iată, le dau un subiect, să zic așa, le fac eu agenda, ar putea să ne răspundă la această întrebare. Este domnul singur pe strada Herincoandă, este singurul locatar, doar casa lui nu este racordată sau toată strada nu are curent? Da? Deci am putea începe o dezbatere mai largă și am putea, într-un fel, să ajutăm, făcând presiunea supliniată prin acest mesaj public, asupra administrației pentru a rezolva acest lucru. V-am spus despre gunoaie, văd că mi s-au deschis din nou aceleași știri. O nouă etapă de dezinfecție pe domeniul public în municipiul Pașcani. Da, o să vedem dacă se face asta. Ajutoarele de la UE. Unii iau câte 3 pachete, alții niciunul. Am fost săptămâna asta, ieri cred, ieri am fost dat la primărie și am întrebat și eu acolo pe ce ne-am întâlnit, cum e cu aceste ajutoare la Uniunea Europeană, pentru că tot am văzut atât la BTV cât și la newspașcan.com, spune acolo că se acordă limita veniturilor de 450 de lei. Dar nu se spunea pe membru de familie, pe familie. De la primărie am primit un răspuns, să zic așa, pe cale orală, că 450 de lei pe membru de familie. Eu știu, cunosc oameni, nu pot să le dau numele la televizor, că îi cunosc și nu-i de ce să fac lucrul acesta. Probabil că din bun simț, din pudoare, din rușine, nu merg să apeleze, iată, pentru a primi aceste ajutoare. Îi sfătuiesc, dragii mei, mergeți, nu lăsați doar pe unii să-și ia aceste drepturi. E greu să trăiești cu 450 de lei pe membru de familie. Mergeți și luați aceste mici ajutoare de la Uniunea Europeană. Pe de altă parte, ce l-am înțeles eu în discuția cu cei de la primărie, ce se întâmplă, de exemplu, ele ajutoare se acordă acum, suntem în august. Să zicem că în noiembrie rămâne o familie
unul din soți își pierde serviciu sau doamne ferește amândoi sau se întâmplă ceva și le scad veniturile sub 450 de RON pe cap de membru de familie. Dacă ei vor depune atunci cere pentru ajutoare, vor primi, vor exista pachete, vor exista aceste elemente să primească. Din ce mi-a explicat cei de la primărie, se are în vedere să transmite către administrațiile locale, către instituțiile statului, către Uniunea care transmit la rândul lor Uniunii Europene, există o listă cu persoane pensionare, cu handicap, oameni care nu își revin la o zi la alta, da? Sunt timp o mare perioadă de timp cu această sărăcie prelungită. Și Uniunea Europeană trimite aproximativ, poate și 20 de pachete în plus pentru acești oameni. Dar, v-am spus, există posibilitatea, primit o societate capitalistă, azi există o firmă, mâine de faliment, azi ai loc de muncă, mâine nu l-ai, există situații de genul ăsta și am dorit de atât la domnul Hariga sau de la, mai există un domn acolo, uite acum Iulian, nu știu cum, să ne transmită și un punct de vedere pe această speță. Ce se întâmplă cu un om dacă în decembrie, în noiembrie, decembrie, rămâne, iată, fără loc de muncă și veniturile familiei scad sub 450 lei. Și dacă depune cere, îi se va mai da ceva sau nu? E o întrebare la care nu am reușit să aflu răspunsul, de aceea solicit pe cei de acolo să ne dea de la administrație. S-au făcut și liste suplimentare pentru cei care nu au apucat să ceară acest ajutor și, după cum anunțam în urmă cu câteva zile, primăria încă primește solicitări. Din totalul de 7472 de cutii, 7472, cu alimente sosite între transportul la Pașcani, mai sunt disponibile 3428 la acest moment. Asta pentru că mulți pășcăni nu și-au ridicat pachetele. Și astăzi la audiență s-au solicitat alimente. Se fac liste suplimentare, iar pachetele care nu au fost ridicate se redistribuie. Cei care au primit deja limita stocului rămas vor mai primi încă o cutie de la stadionul municipal. Da, eu nu înțeleg de ce. Fiecare cetățean, eu așa zic, primește, nu știu, un kit, da? Să zicem, un kit de supraviețuire, așa le spun, o sticlă de ulei, unul de făină, trei de zahăr, nu știu cum e constituit. Dacă le-ai luat odată, de ce mai vin încă o dată să le iei? Doar pentru că mai există? Ar putea și primăria să facă un astfel de lucru, să verifice, nu există baze acum comune cu finanțe, sau finanțele pot să verifice, să trimite către primărie, iată, lista cu cei care beneficiază. Bun, dar într-adevăr trebuie să mergi tu să solicizi. Dar vă spun, sunt mulți oameni mândri. Le este pur și simplu rușine să meargă să solicite așa ceva. Cum iar mie nu mi s-a părut normal, bun, pe familie, să zicem că e 450 lei pe familie. Dar, nu, în fine, mă gândeam că dacă a rămas unul, ăla poți să-i dai, chiar dacă nevastă sau soțul câștigă, nu știu, și depășesc plafonul cu puțin. Trist este faptul că în timp ce unii nu se grăbesc să-și ia dreptul, alții care nu îndeplinesc condițiile stabilite de lege pentru a beneficia de acest ajutor, își doresc să-l primească. Un astfel de caz a prezentat astăzi la primărie. Este vorba de un bărbat care a venit să întrebe dacă poate primi ajutor în locul mamei sale, care a decedat în luna mai. Din păcate, răspunsul oferit de către responsabil al serviciului a fost unul negativ. Odată cu noi reglementări, acest drept nu mai poate fi acordat. Iată ce zice. Doamna de la Serviciul Asistenței a explicat că există o modificare de lege. Până acum se acordau aceste ajutoare chiar și persoanelor decedate. Acum, prin noile reglementări, acest drept nu mai poate fi acordat. Cum adică acordau și persoane decedate? Probabil că se trimitea o listă de la România încolo, era inclusă această persoană, ea a decedat și ea a venit pachetul și nu l-a mai primit. A trebuit totuși dat rudelor. Este gata, Cătălin, da? Bun, pentru această după-amiază este de ajuns. Ar mai fi fost foarte multe știri. V-am spus încă o dată, orașul este dezolant și doar știri de genul ăsta am găsit în ultimul timp, din păcate. Poate mâine seară găsim știri mai interesante din știrile din agenda națională și atunci poate ne mai descățim frunțe. Până mâine vă doresc o după-amiază plăcută. La revedere! Îți place să călătorești, dar nu știi unde? Aeroportul Iași te aduce mai aproape de Paris, să descoperi cele mai frumoase muzee. Sau de Bruxelles, pentru o plimbare pe străzile vechi.
Dacă visezi la o vacanță plină de culoare, află că ai zbor direct spre Barcelona. Ori lasă-te fascinat de istoria orașului Madrid. Iar pentru o scurtă călătorie de afaceri, alege München sau Köln. Nu uita nici celelalte destinații externe directe pentru experiențe de neuitat. Călătoria ta începe la aeroportul Iași. Electrotermometria Pașcani, producător de 24 de ani, au unei game variate de produse pentru mediul industrial, precum termocupluri termorezistente, rezistente de încălzire de tip CFR, robinet și armaturi industriale, vin în întâmpinarea dumneavoastră cu oferta sa de conductoare și cabluri electrice. Singurul producător din Moldova și furnizor acreditat și recunoscut de cei mai importanti distribuitori și producători de energie electrică din România, precum E.ON, Electrica, CEZ, Petrom sau Romgaz, FM Pașcani produce în secțiile sale și comercializează angro la prețuri de producător o gamă variată de conductoare și cabluri electrice pentru uz casnic și industrial.